La ultimul daily vlog postat pe canal, deci de săptămâna asta, joia trecută, v-am întrebat dacă ați fi voi interesate și interesați, bineînțeles, să vedeți o colecție actualizată de bijuterii. Nu doar pentru că, în general, subiectul colecțiilor este unul foarte cerut, foarte iubit, știu că aveți o pasiune și un apetit deosebit pentru ele și nu vă condamn deloc, pentru că la fel sunt și eu, îmi place mult de tot să urmăresc colecții de pantofi, îmi place să scotocesc în cutiile de bijuterii ale diverselor dudui, îmi place să mă uit la colecții de parfum, la haine, nu mai zic, colecții de vintage, slavă Domnului, dar nu doar datorită pasiunii ăsteia, ci și pentru că subiectul categoric îmi este mie foarte drag și că avem ce povesti și am ceva arăta, dar și pentru că, nu se rupea, și pentru că tema bijuteriilor cred eu că este una comună în rândul pasiunilor majorității femeilor. Aș generaliza, m-aș duce la 100%, dar hai să o lăsăm așa, că poate, na, nu știu eu foarte bine, însă cred că pentru fiecare dintre noi, chiar dacă nu vorbim poate de colecții foarte vaste, nu vorbim de munți și munți de bijuterii, poate nu vorbim de metale prețioase, așa cum nu este nici cazul meu, poate nu vorbim de pietre valoroase, de safire, de smaralde, de diamante și alte de astea, clar nu la mine, chiar dacă nu vorbim de astfel de aspecte, cred că pentru fiecare femeie există ceva acolo, o bijuterie 2, 3, 500, care simbolizează ceva, care marchează niște momente speciale. Cred eu că bijuteriile au puterea asta. Și fie că e vorba de un inel de locotnă, o verighetă poate, o pereche de cercei care ne-a fost oferită cadou la împlinirea 18 ani sau după finalizarea facultății, orică este ceva venit de la mama, de la bunica, de la străbunica, sau că e o simplă brățară vai de capul ei cu scoici luată acum, nu știu, acum 10 ani, într-un moment foarte fericit al vieții noastre, când ne aflam într-o excursie exotică, pe nu știu unde. Și de fiecare dată când vedem brățara aia, parcă retrăim momentele și aduce puțină fericire în viața noastră, închidem ochii și simțim așa briza mării și nisipul, înțelegeți, sunt de bat. Cred eu că bijuteriile au puterea asta și pentru fiecare dintre noi există acel ceva, există acea piesă care să semnifice ceva special. Și bazându-mă pe asta și pe răspunsurile voastre covârșitoare, când v-am întrebat de colecții, vreți colecție și toată lumea, da, vrem să faci neapărat, am zis că da, este un subiect care are ce să caute la mine pe canal și care categoric vă va plăcea, astfel încât astăzi vom face colecția de bijuterii actualizată, cel puțin parțial. Pentru că, văzând voi, dacă ați văzut daily vlog-ul ăla, dacă nu vi-l linkuiesc în descriere, ați observat poate că sunt multe piese și aș avea ceva de povestit la fiecare dintre ele. Voi încerca să acopăr cât mai multe, să vă povestesc și cu suporturile de care m-ați întrebat în număr super mare, iarăși toată lumea vrea să știe de unde am luat cutiile astea de bijuterii și vă răspund la toate întrebările. Și dacă sunt prea multe, facem și partea a doua, facem și partea a treia, așa cum am făcut în cazul colecției de rochiți, că tot vorbeam. Am luat lângă mine de toate, deci am din toate piesele posibile, dintre acelea care îmi sunt cele mai dragi, cele pe care le port în prezent, pentru că, evident, mai sunt chestii care au rămas poate la Buzău, că eu mai fac schimb cu mama de multe ori, mai sunt lucruri pe care nu le mai port sau care s-au tocit în timp, s-au deteriorat, pentru că, așa cum vă ziceam, la mine e vorba clar de gablonțuri, deci 99% dintre bijuteriile pe care le-am nu valorează absolut nimic. Și uite aici o întrebare pe care am primit-o data trecută și gata, după asta intrăm în colecție. Îmi spunea cineva dacă nu-mi e teamă să stau cu ele în casă, că poate vin hoții, poate fură, poate... Măi, dacă este să vină hoții, clar n-ar avea ce să fure dintre astea, pentru că nu este absolut nimic valoros aici. Ele sunt frumoase, sunt ochioase, sunt prezentabile, culori, nebunie, alambicături, modele și așa mai departe, dar n-au ce face cu ele. Dacă se duc cu astea la amane sau încearcă să le vândă cuiva, nu valorează absolut nimic, pentru că eu metale, pietre și alte de astea nu am. Așa că, fără să o mai lungesc, mai mult decât o voi face oricum, zic să procedem în treabă. Și voiam întâi de toate să vă răspund la întrebarea cu suporturile, pentru că v-am zis, întrebările au fost foarte, foarte multe. Eu am la momentul de față vreo două cutii suporturi de bijuterii. E vorba fie de astea transparente, pe care le găsiți pe multe site-uri și în magazine, însă eu vă recomand, dacă este să vă intereseze genul ăsta, să vi le luați din Jumbo Jumbo, pentru că acolo le găsiți la prețurile cele mai mici și mai bune și calitatea e aceeași. Cutia asta de bijuterii, dacă este să o luați din Zara Home, să zic, o luați cu 100-200 de lei. Dacă este să o luați din Jumbo Jumbo, o luați cu 29-39 de lei, ceea ce mi se pare mult mai avantajos și de ce să nu economisim niște bani. Și până de curând, știți, poate că bijuteriile mele veneau în astfel de cutii.
transparente. Avantajul lor este că pot vedea exact ce am acolo și îmi dau seama, uite, unde e piesa aia, unde e piesa ailaltă. Dezavantajul este că în momentul în care ai multe și vin ploaie peste grămadă, nu prea te mai ajută. Și ăsta este motivul pentru care am recurs eu la celelalte cutii de bijuterii despre care m-ați tot întrebat voi, pe care le-am cumpărat de pe un site numit Cufărul cu Mărgele. Nu este unicul care comercializează așa ceva. Uite, ca să vă arăt, o să mutăm oricum camera imediat pe măsură ce vă povestesc ca să vedeți acolo. Dacă vreți să le vedeți în detaliu cum arătau chele, vă uitați la Daily Vlog în care am organizat totul așa cum trebuie. Cufărul cu mărgele așadar are tot felul de chestii din astea. Sunt unele cu capac, altele fără, mai am și suporturi din astea de brățări. Sfatul meu, dacă este să luați de unde considerați voi, este să vă luați din astea cu capac, mai ales dacă aveți animale în casă, pentru că problema părului este una care nu o să dispară prea curând, doar dacă aveți pisici din alea chele și foarte dubioase. Mie nu-mi plac sfinx și nu știu, mi se par foarte... N-am nimic cu ele, dar mă sperie puțin. Dar dacă aveți pisici cu păr sau, mă rog, animăluțe cu păr, știți că este o problemă. Mai ales că partea asta a cutiei este din catafea și prinde fiecare firicel de praf, de păr, totul se lipește. Așa încât m-am gândit eu că ar fi o idee mai bună să le iau cu geam, ca să pot vedea ce am înăuntru, dar totuși să fie foarte bine protejat. Și vedeți, funcționează în continuare foarte bine pentru mine. Mi-am luat 3 astfel de cutii. Am mai luat suportul ăsta, uite așa, pentru lănțișoare și am mai luat vreo două de alea de brățări. Adevărul este că la momentul la care eu am plasat comanda, mai erau câteva, luasem încă vreo două, cred, din astea cutii, din astea cu geam, că am zis să fie, pentru că mai sunt niște piese care ar avea loc acolo. Nu le-au mai avut în stoc atunci, dar m-am uitat acum pe site-ul lor și am văzut că au, din astea cu geam au mai rămas câteva, depinde de modelul pe care îl vreți. Vă arătam eu în daily vlog-ul meu că erau unele cu separatoare așa în formă de pătrățele, sunt astea cu suporturi pentru inele sau sunt cutii simple, simple, simple. Deci vedeți acolo și mai sunt și alte site-uri, eu n-am nicio treabă cu ei, mi le-am cumpărat, mi le-am plătit, deci în nicio formă nu le fac reclamă ca să obțin ceva, am dat banii mei pe ele, deci dacă vă interesează să știți că acolo le găsiți. Acum, zic să începem cu crocobaurul, ca să nu se supere și să nu ne mănânce, fiind vorba despre acest colier, pe care poate îl știți dacă ați mai fost la mine, l-am de niște ani. Este vorba despre o piesă care a existat la H&M. Uite, așa vine. A existat la H&M în 2012-2013, când au avut ei colecția aia faimoasă cu Ana Delorusso, despre care v-am mai povestit eu și din cadrul căreia mai am câteva piese, așa a fost deosebită, aia mi-aș dori să se întoarcă ceva similar. Colierul ăsta eu nu mi l-am luat la vremea respectivă pentru că nu mi-l permiteam și oricum e bătaie pe colecția aia, dar l-am găsit peste ani pe Vestiar Colectiv și dacă vă interesează să știți că mai apare din când în când. Deci piese din acea colecție mai vin și prețurile sunt cam la fel ca cele care ar fi fost atunci, în 2012-2013. Deci cred că am dat pe asta undeva în jur de 40-50 de euro, ceva așa a fost. E o piesă deosebită, chiar dacă nu e un metal prețios și na, s-a și tocit un pic. Dacă puteți voi vedea aici pe partea din spate a colierului, poate observați că s-a cam luat auriu ăla, deci s-a dus într-o zonă argintie. Dar având în vedere că partea aia vine undeva la spate și că nu se observă și că toată atenția este focusată aici, pe capul crocobaurului, nici nu contează, n-am probleme de genul ăsta. Pe corpul colierului, care este unul destul de rigid, atâta tot care o un arc aici care îmi permite mie să-l pun de după gât, dar pe corpul colierului există pietricele, pietricele, pietricele din astea albe, care să știți că au rezistat foarte bine de-a lungul anilor. Și ținând cont că vorbim de o piesă H&M totuși, deci nu te poți aștepta la calitate care să țină ani și ani, mie mi se pare că se comportă exemplar. Cam așa ar fi corpul și e ceva de super, super efect. Mie, în general, îmi plac bijuteriile care sunt diferite. Nu sunt neapărat adepta bijuteriilor minimaliste, chiar dacă mai am și genul ăsta, dar de regulă îmi place să le combin. Dacă am, să zicem, o pereche de cercei, ceva mai opulenți, mai evidenți, nu să-mi pun ceva foarte opulent și evident la gât sau la mâini. Deci încerc să balansez, dar nici nu vreau să fiu neapărat cu gâtul gol. De asta, din când în când, apar la mine combinații din astea de cercei foarte mari cu un colier pe care abia îl observ sau invers. Ceea ce vă recomand și vouă, să vă balansați un pic bijuteriile și zonele unde purtați bijuterii, astfel încât, dacă vă place să purtați și aici, 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 să arate bine, să fie estetic și să nu fie ceva foarte încărcat. Apoi, mergând tot pe ideea de bijuterii statement, să le zicem așa, asta este o piesă vintage, este o brățară, escada, care la fel este relativ tocită, s-a cam dus din auriu ăsta, fiind o bijuterie care cred eu că există de prin anii 80, cel târziu anii 90. Este una foarte masivă, este un metal care a fost el suflat probabil cu ceva auriu și care pe mâna mea vine cam în felul ăsta, la fel cred că o știți destul de bine. E genul meu de bijuterie, adică îmi plac
astea evidente, opulente, poate chiar ostentative dacă vreți. Îmi place să se observe bijuteriile mele și să-mi completeze outfiturile așa cum îmi doresc eu. De asta am găsit-o pe OLX acum câțiva ani, o vindea cineva care probabil a găsit-o într-un second hand la vremea respectivă, la un preț relativ ok, ținând cont că este escada și nu știu dacă veți putea vedea interiorul, eu aș vrea să vă arăt că este semnată și să știți, în general, pentru bijuterii, indiferent de care sunt ele, acelea care sunt semnate întotdeauna vor costa mai mult, vor valora mai mult, pentru că este vorba de amprenta făcătorului, să zic așa, creatorului. E, bijuteria asta, dacă ar fi să o vând eu pe, nu știu, eBay sau pe Vestiar Collective, probabil că aș lua mai mult pe ea, pentru că este semnată de un designer și este o piesă de colecție care poate face parte dintr-o arhivă a casei respective. Nu se va întâmpla pentru că îmi place foarte mult, dar ăsta este încă un punct asupra bijuteriilor, unde puteți găsi piese remarcabile. Din experiența mea, târgurile de vechituri întotdeauna, sau dacă aveți acces la casetele de bijuterii ale unor mămăici, recomand să intrați în ele pentru că găsiți acolo lucruri cum astăzi nu se mai fac și de o calitate mult, mult, mult mai bună. Sau pe Vestiar Colectiv, eBay, OLX și așa mai departe. Asta este ceva similar, să zic, dar este o piesă pe care am cumpărat-o eu nouă de pe Farfetch, dacă mi-am amintesc bine, acum câțiva ani. Am prins-o la reducere și mi-am dorit-o foarte mult. Este o brățară, Yves Saint Laurent, care arată așa, la fel, un metal comun, ceva suflat, și dacă puteți vedea, este logo-ul casei, deci este Y-ul, după care vine S-ul, după care vine L-ul. Este o brățară destul de rigidă și, din fericire, se cede îngustă pentru încheieturile mele, care, știm cu toții că nu prea acceptă orice, care se așează cam așa pe mâna mea. Și este o piesă de mare, mare efect, adică îmi completează foarte fain ținutele pe mănâncă piciorul și mi se pare că se asortează la multe chestii. Eu o văd destul de clasică pe această brățară. Acum, un alt aspect de care aș recomanda să țineți cont, voi încerca să presar așa punturi pe parcursul clipului ăstuia, să țineți cont de ceva ce eu v-am mai povestit de-a lungul anilor, de carnația voastră și de culorile care vi se potrivesc, pentru că bijuteriile argintii nu merg pentru orice tip de carnație, așa cum cele aurii nu merg pentru orice tip de carnație. Și să știți foarte bine în care tipologie vă încadrați. Dacă vi se potrivesc culorile calde, veți prefera bijuteriile aurii. Dacă vi se potrivesc cele reci, veți prefera bijuteriile argintii. Acum, depinde și de gusturile voastre, că dacă vă place să purtați argint, deși sunteți cu piele măslinie și aveți ochii calzi și un păr blond din ăla miere, Dumnezeu cu mila, fiecare poartă ce îi place. Dar dacă vreți să vă concentrați un pic și pe aspectul ăsta, sfatul meu ar fi să vă găsiți voi, întâi de toate, tipul de carnație, părul și așa mai departe, să vedeți în care tipologie vă încadrați și după aia să vedeți ce bijuterii vi se potrivesc. De exemplu, eu intru în categoria bijuteriilor aurii, 100%, și din fericire astea îmi și plac. Slavă Domnului! Broșa asta este una care mie mi-este foarte, foarte dragă, este singura mea broșă Chanel, care mi-a fost oferită de voi. O doamnă foarte drăguță pe care am și avut ocazia să o întâlnesc acum câțiva ani, când am fost la Timișoara, în 2018 parcă, care mă urmărea, Lavinia Stanciu, care este o minunată și îmi scrie foarte des, din păcate eu nu apuc să-i răspund pe cât de des îmi scrie ea și chiar ar fi cazul să mă ocup de aspectul ăsta, dar a fost minunată, m-a scos atunci la masă, am apucat să ne întâlnim, a fost ceva remarcabil. Dar înainte ca întâlnirea aia să aibă loc, mi-a trimis această broșă, știind cât îmi place mie Chanel și că sunt pasionată de bijuterii. Este singura piesă din colecția mea, nu cred că m-aș fi îndurat să mi-o cumpăr singură. O am pe asta și cred că în cazul în care nu o să apară vreo alta să-mi facă inima să bată așa de 5.000 de ori mai tare, categoric o să rămân la asta. Este o piesă autentică pe care doamna Lavinia o avea în colecția ei și a vrut să mi-o ofere, mă rog, ca să-mi fac o bucurie, probabil, și mi-a făcut categoric, o prețuiesc enorm și evident aș fi făcut-o și dacă nu era neapărat Chanel, pentru că e o piesă deosebită, dar da, deci asta este una dintre cele primite de la voi. Acum, aici ar mai fi, uite ce aș vrea să vă mai arăt, ceva care poate intră sau poate nu intră în colecția de bijuterii, deși eu cam așa o văd. Este vorba despre un pieptene de păr, pe care cred eu că nu vi l-am arătat, nu v-am povestit niciodată care este povestea lui. Ăsta este un pieptene care există de aproximativ 100 de ani, deci din perioada anilor 20, sper că puteți să-l vedeți. Uite așa, cu niște pietre foarte, foarte frumoase, strălucitoare cu albastru, într-un model superb și ceva verde, cred, pe acolo prin partea de sus, nu? Da, mai sunt așa câteva pietricele. Știți, poate acele coafuri, acele cocuri frumoase pe care doamnele le fixau, uite așa, cu un act din ăsta sau, nu știu cum să-i zic, clește, clam, nu prea. Înțelegeți la ce mă refer. Fixau așa cocul cu el. Ăsta este o piesă care a ajuns la mine în 2019, parcă, îl văzusem pe Etsy și era la cineva în America și la noi în România n-am văzut niciodată piese atât de frumoase. Și mă tot uitam la el, l-avem acolo la bookmark de niște ani de zile, mă tot uitam la el și mi-l doream foarte tare
și nu aveam cum, pentru că știți cum e super complicat cu transportul, până îți vine ceva din state, plus că fiind atât de vechi și atât de fragil, că ăsta se rupe imediat dacă îi trântești ceva, păi la revedere, mi-era foarte teamă să-l comand și să-mi vină în România. Și v-am mai povestit eu că am niște prieteni care sunt acolo și care de-a lungul timpului mi-au mai adus diverse chestii în momentul în care au venit în România. La momentul ăla se întâmplă că unul dintre ei se întorcea în țară și l-am rugat, te rog eu frumos de tot, aduci mie ceva de acolo. Și mi-a adus ăsta. Evident, a ajuns, vă dați seama, zborul durează, nu știu, 10 ore, mă rog, mai e și escala. A ajuns într-o zi, era aici, a ajuns în România în siguranță. Dacă era să dau comandă, vai de capul meu, peste câteva luni poate ajungea. Și am stat mult mai liniștită știind că are grijă de el și a ajuns la mine. Și e o piesă minunată, chiar dacă e un accesoriu pentru păr, eu îl consider a fi o bijuterie. Știți că v-am mai povestit eu de-a lungul timpului că există și alte chestii bijuterie. Folosesc expresii de genul curea bijuterie. Sau uite cum mai am aici această oglindă pudrieră mai degrabă, pe care tot o bijuterie o consider. E suflată cu argint, cu ceva email, este o minunăție. Și despre asta cred că v-am povestit acum niște ani. Trecând mai departe, ca să acopăr așa cât mai mult din ce bijuterii am, sunt aceste două coliere foarte minimaliste, pe care tot așa poate le știți că le-am tot purtat de-a lungul anilor, care nu valorează absolut nimic. Cred că am o pisică ce se joacă la niște chei. Sunt niște coliere care nu valorează absolut nimic, deci nu este nimic prețios la ele. Sunt niște copii, unul la unul însă, după bijuteriile Lanvin. A fost o colecție prin 2000, după 2010 oricum, la Lanvin, care a trimis pe podium asemenea coliere, exact la fel. Evident, alea probabil că erau cu nu știu ce pietre prețioase, cu sute lipite mult mai bine, în fine. Eu nu aveam posibilitățile astea, numai că în vremea respectivă erau acele site-uri asiatice, Romwe, Romwe, Shein, nu mai știu care mai erau, dar și Wish parcă, și știți poate că pe vremea aia comandam intens de la ei. Sunt primele haul-uri de pe canalul meu când vă arătam tot timpul, uite ce am luat de la ăștia. Și întâmplarea face că ei acum copiau tot ce mișca, au făcut și colierele astea. Eu în principiu nu prea sunt adepta copiilor, adică mai bine deloc, dar știam că pe alea de la Lanvin nu mi le pot permite nicio formă, astea arătau atât de bine și am cedat. Oameni suntem. Și mi le-am cumpărat de atunci, ele au tot apărut și cred că sunt unele dintre cele mai faine bijuterii din toată colecția mea. Sunt într-adevăr masive, nu merg la toate outfiturile posibile, cu ce poze mai găsesc o să vă arăt. Clar cu cămașa sa, SH-ul, Hermesul meu din cămașă, din SH, o știți poate, nu merge, deci nu se potrivește, dar este atât de mișto colierul ăsta și am zis să fiu sigură, și bine am făcut, mi-am luat și pe albastru și pe roșu, uite așa, uite așa în combinația asta poate ar merge un pic mai bine, știi, pus așa pe piele și având în vedere că are aici bucata asta de sfoară, care permite ajustarea, pot să le port fie mai căzute, fie cumva mai la baza gâtului, dar sunt minunate și sunt niște piese așa de efect, deci pot să am cel mai simplu tricou din lume sau cea mai simplă și banală rochie, dacă am trântit asta peste, clar, e de efect. Deci ar fi odată asta, piatra albastră, nu prea vrea canonul meu să vi le arate, mai degrabă vrea să mă vedeți pe mine, uite așa, deci cu albastru și cu roșu, sunt minunate, îmi plac foarte, foarte mult. Apoi, încă o piesă specială pe care am luat-o târte vechituri, sigur, dar nu mai știu, cred că ăla de la Carol fusese. Iarăși o piesă pe care cred eu că ați tot văzut-o la mine, fiind vorba despre un choker, adică acel tip de colier care vine, uite așa, la baza gâtului, care iarăși mie îmi place foarte mult. Și cu toate că pot avea ele niște conotații ușor sexuale, ceea ce, mă rog, doamne știu, fiecare cum îi place, mie mi se pare că mixul ăsta de elegant, finuț, istoric, chiar, cu ceva puternic sexual, dă o combinație mega interesantă. Și de ce vorbesc de istoric, finuț, elegant? Păi vorbesc datorită perlelor care sunt pe toată suprafața colierului și datorită cameei, care este la jumătate. Deci el se așează, uite așa, îl știți poate că și pe ăsta l-am purtat și răspurtat, e iarăși una dintre cele mai frumoase piese din câte am eu, n-am mai văzut pe nicăieri și chiar cred că am avut noroc la momentul respectiv că mi-a ieșit ăsta în cale. Nu mai știu cât a fost, până în 100 de lei oricum. Din nou, nu valorează nimic, vă dați seama, astea sunt niște perle false, n-am în nicio formă perle adevărate, dar cred eu că este ceva deosebit și mai ales dacă ținem cont de camea de aici, care mie mi-e foarte dragă, știți, colecționez camee și am unele cu adevărat remarcabile, unele chiar sunt de la voi, îmi plac tare mult, iar ăsta așa în combinația asta e minunat, chiar dacă s-a mai tocit, na, în timp s-a mai uzat, dar e extraordinar de frumos și îmi place tare, tare mult. Vorbind apoi de perle, am iarăși aici două coliere minimaliste,
pe care vreau să vi le arăt. În principiu, eu nu sunt adepta perlelor neapărat, adică nu sunt bijuteriile spre care să întind mâna cel mai mult. Mai degrabă m-aș orienta înspre metal. Bine, ca blonzina asta de care port eu. Dar pot să le apreciez și ocazional mai port și așa ceva. Și vreau să vă arăt colierul ăsta, nu știu dacă vi-l amintiți voi, l-am purtat eu și pe față și pe spate. Ăsta este chiar o piesă remarcabilă, consider. De pe eBay l-am luat, tot așa mi l-a adus cineva din state. E o minunăție, e o bijuterie, e o piesă statement, deci nu-ți mai trebuie nimic, ți-ai pus să stai și pa la revedere, ești minunată. Este format din perluțe și raguri și raguri și raguri din astea de perle și uite, poate puteți voi vedea că sunt tot felul de pietre, cristale, verzi, smarald, e o chestie așa combinată. Nimic valoros, dar este de mega, mega efect. Uite așa, dacă este să facem și arată foarte bine și purtat în spate cu o rochie cu spatele gol sau o bluză cu spatele gol. Mie îmi place ideea asta și de a șoca, să zic, sau de a crea efectul ăla de wow, în momentul în care te întorci cu spatele, fie că e spatele pur gol sau că pur și simplu ai pus o bijuterie din asta. Arată interesant și e ceva mult mai proaspăt în peisajul, nu știu, purtării bijuteriilor, așa cum o face toată lumea. Din același film, dar pe ăsta cred că l-am luat eu cu mâinile mele, tot așa, dintr-un târg de vechituri din state, când am fost în New York, am luat colierul ăsta de perle, știu că am încercat să negociez pentru el ca lumea, dar parcă n-a vrut deloc, era tare nesuferită doamna aia, de la care l-am cumpărat, tot așa, sunt perle, 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 colier statement, care merge foarte bine pentru tot ce înseamnă rochii din alea furou, mătase în general, satin, și în general outfituri care se duc în zona anilor 20, știți, cu șiragurile alea. Cred că am văzut o groază de costume de Halloween nereușite în majoritate, cu pene purtate așa pe cap, cu rochii din alea cu talie căzută și cu coliere lungi, atârnânde. Ăsta merge exact în registrul ăla, îmi place tare mult și ea. Ca să trecem acum la cutii, o să intru pe sectorul inele și ceva cercei ce am eu așezați aici. Fiind vorba despre o casetă din asta care are rânduri, 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 unde poți introduce tu inelele și stau foarte bine fixate acolo. Ne împăcăm minunat de când le-am luat. Voiam să vă arăt întâi o pereche de cercei pe care am vânat-o ani de zile până în momentul în care mi-au ieșit în cale, cât de mult mi-am dorit, Doamne! Ăștia, fiind o pereche de cercei, trecând de motivul celest, care știți că mă obsedează, o pereche de cercei care au apărut tot așa la H&M într-o perioadă în care nu aveam posibilitățile, într-o colecție limitată, colecție de aia de Conscious, și pe care i-am căutat, nu știu dacă sunt 7 ani, dacă sunt 8 ani, până când i-am prins, i-am găsit până la urmă la cineva pe eBay care îi vindea. Și am luat, am trecut peste orice fel de taxe, de transport, de tot felul de adiții care, mă rog, aș fi vrut să nu existe, dar mi-am dorit foarte, foarte tare. Sunt niște cercei superbisimi, stați așa să-i dau eu pe ăștia jos, ăștia pe care i-am în urechi sunt H&M, i-am luat cu un euro parcă, de la un H&M din Italia. Cred că v-am arătat când am făcut haul-ul. Ăștia sunt extraordinari, așa ceva n-am mai văzut, îmi place tare mult componenta asta cu pietre albe, ar imita ei niște diamante, deși nu sunt. Vedeți, simțul găurii în continuare nu mă ajută, nu am acest simț. În felul ăsta se așează în urechea mea, sunt tot niște bijuterii masive, dar nu sunt greoaie, adică pot fi purtați lejer. Încerc pe cât posibil să-i menajez, să nu-i port chiar la orice ocazie, pentru că mi-e teamă să nu-i rup sau nu știu, să nu-i uzez prea repede. S-au păstrat impecabil însă de când îi am și cred că sunt perechea mea preferată de cercei, mă rog, poate bat câmpi, e posibil să mai fie și altele, dacă nu e preferata, merg oricum în top 3. Sunt minunați de frumoși, sunt piese cu adevărat deosebite și unele pe care sper eu să le las moștenire mai departe, dacă, evident, dacă voi avea cui și nu o să am copii și nepoți demenți care o să mi le pună pe foc. Vorbind tot de motive celeste, ăștia sunt niște cercei pe care i-am luat de la Minipri, cred că am dat în jur de 20 de lei pe ei, cercei foarte frumoși, uite așa, cu steluțe, așa ar arăta în urechea mea, metal complet neprețios, tot așa cu pietricele din astea albe și ceva auriu. Sunt foarte finuțe ăștia, adică merg undeva într-o zonă puțin mai, nu neapărat minimalistă, dar nu atrag atât de multă atenția precum o fac ceilalți. Dar să știți că de multe ori magazinele de genul ăsta, Minipri, Bijou, Brigitte ăla despre care vă ziceam că l-am frecventat cu Vicky cât timp am fost în Italia, chiar și H&M, puteți găsi piese cu adevărat deosebite, au bijuterii foarte frumoase, dar depinde și de gusturile voastre, pentru că sunt femei care, de exemplu, nu poartă metale din astea, ca o alergie sau ceva de genul și nu pot, nu-și permit să poarte. Sau sunt femei care preferă bijuteriile mai boeme, cu piele, cu împletituri, scoici și așa mai departe, care n-au nicio treabă cu metalul. Depinde de gustul fiecăruia, dar eu cred că
piața este atât de bogată și găsești atât de multe lucruri frumoase, da, găsești atât de multe lucruri frumoase pe piață, încât n-ai nevoie, cum era pe vremuri, să cumperi bijuterii prețioase ca să ai ceva deosebit. Cu câțiva, nu știu, câteva zeci de lei, poți găsi niște piese cu adevărat remarcabile. Acum, ăștia sunt niște cercei pe care i-am luat de la Swarovski anul trecut, parcă, când eram eu super, super prinsă cu Swarovski, în continuare unul dintre magazinele mele preferate pentru bijuterii, au niște lucruri deosebite și mereu când se reduce ne cumpăr chestii de la ei. Cerceii ăștia, poate știți și pe ei, tot așa, evident cu motive celeste, pot fi purtați în două feluri. Odată, așa, știi, dacă vrei pur și simplu, uite, dacă vrei să faci chestia asta, simpluți. Sau, dacă vrei tu să-i atașezi această dudă cu care a venit, e o, nu știu cum să-i zic, e atârnă pur și simplu ceva, vedeți, e ca o pendulă, foarte simpatică, tot așa cu steluță sau soare, nu știu cum vrea fiecare să perceapă și poate fi, uite așa, purtat în felul ăsta. Cumpărați la reduceri, eu cred că merită, mai ales că eu i-am purtat pe ăștia destul de mult, îi am de, să zicem, un an sigur, poate un an jumate, maximum doi. Și au rezistat foarte bine, deci metalul evident că se tocește mult mai greu. Mai vorbeam noi despre subiectul ăsta de-a lungul anilor, vă ziceam și eu și îmi zicea și voi, dă-le cu lac, dă-le cu lac. Da, lacul ajută, clar, îi mai prelungește un pic perioada, durata de viață, dar în timp tot se tocesc și astea, cel puțin de la Swarovski, care mie îmi place și sigur mai sunt și alte branduri, țin un pic mai bine decât H&M-ul, Zara și așa mai departe. Apoi, din seria de cercei care totuși nu prezintă niciun pericol, adică ăștia niciun lac, nicio treabă, pe ăștia pot să-i port liniștită oricând că nu vor păți nimic, îi am pe ăștia de aici pe care i-am luat eu cred că de la Parfois să-i fi luat, tot așa la reduceri, eu în general îmi cumpăr bijuterii la reduceri doar dacă văd vreo piesă, wow, care mă leșină în clipa aia și știu că o vreau acum, să zic că mă apuc să plătesc prețul întreg, altfel îmi iau la reduceri că nu e cazul. Ăștia sunt niște cercei cu ceva pietre turcoaz, cred că ochi de bou, îi zicea mama mea pietrei ăsteia, nu știu dacă într-adevăr de aia e, probabil e o imitație, dar cred că așa se numea. Și este o combinație foarte interesantă cu peștele ăsta într-un roșu corai, ceva așa, și cu turcoazul. Acum toată treaba este că cerceii ăștia sunt unii de vară 100%. Deci ăștia până când o să vină iarăși căldura la anul, pa la revedere. Pentru că turcoazul nu este neapărat o culoare pe care eu o s-o port cel puțin în urechi, pe care s-o port în timpul frigului, că nu merge, mă duc înspre culori puțin mai prețioase, culori bijuterie, smaral, safir și așa mai departe. Turcoazul ăsta pentru mine e clar estival, dar sunt foarte frumoși. Genul ăsta de cercei pe care clar am dat mai mult de 20 de lei, eu cred că sunt ceva ce, de care n-ar trebui să-mi pară rău și ce pot purta, slavă Domnului. Apoi, ca să trecem puțin tel și la inele, să vă arăt și din zona asta, am câteva piese deosebite, cam toate Swarovski. Aș vrea, uite pe ăsta la care să știți că am și colier și cercei parcă nu i-am prins, nu mai știu. Au avut ei o colecție, cei de la Swarovski, acum câțiva ani, sau anul trecut să fi fost, o colecție care se numea Tarot și dacă ne ajută un pic focusul, puteți voi vedea piatra asta superbă albastră, cu un model foarte alambicat și pe lateral și cu un ochi care se vede, uite aici, pe corpul inelului. Dacă reușesc să vi-l arăt. Ăsta este un inel de cocktail, adică genul de inel care în principiu se poartă pentru serate sau ieșiri din astea elegante. Cocktail, da, petrecerea de cocktail, care în principiu presupune un cadru un pic mai sofisticat decât activitățile noastre de zi cu zi. Și ca să leg acum și cu lănțișorul din aceeași colecție, care este iarăși o minunăție, e reglabil așa, uite, este exact aceeași piatră și mi se pare minunată culoarea, cromatica și detaliile astea atât de minuțios făcute, pe care sper că le puteți observa, sunt extraordinar de frumoase. Lănțișorul are biluțe de genul ăsta care permit ajustarea, deci dacă vreau să-l port, stați-mă un pic, uite așa, dacă vreau să-l port, uite așa, lung, știi, pot să fac asta. Dacă vreau să-l port cumva mai scurt, nu trebuie decât să trag de ăla și uite, pot să-l țin exact așa. Adică pot să-mi ajustez eu după cum consider și uite, dacă este să le vedem la set, cam în felul ăsta s-ar prezenta. Cred că au mai fost și alte chestii în aceeași colecție, tot cu modelul ăsta, sigur au fost și niște cercei, sigur a mai fost un alt colier, dar atât am reușit să prind din toată povestea asta și sunt tare, tare încântată de ele pentru că sunt unele dintre cele mai frumoase piese din colecția mea. Mai departe, un inel pe care cred eu că îl știți foarte bine, că a tot apărut la mâna mea și voi m-ați întrebat de multe, multe ori despre el. Tot Swarovski este, tot unul cu motive celeste, reglabil de data asta pentru că v-am povestit că eu am această problemă cu inelele care îmi sunt întotdeauna mari. Uite așa, deci avem în partea asta este soarele, cred, și aici este luna cu niște pietricele foarte drăguțe, foarte
finuțe, un inel de maxim efect, cred eu. Dacă sunteți adeptele motivelor de genul ăsta și vă plac bijuteriile un pic mai masive, mai evidente, ăsta e ce trebuie. Nici nu-mi trebuie mare lucru, adică pe lângă el la mâna asta nu cred că mi-aș mai pune ceva, că este suficient să am o piesă centrală, poate la mâna cealaltă. Și că tot veni vorba, pe astea poate le știți că sunt cele mai recente, sunt toți Swarovski, tot la reducere luate, pietre complet nevaloroase, nenimic, metal comun. Mi-am luat două astfel de inelușe undeva înainte să plec în Italia. Vi le arătam eu în clipul ăla cu împachetarea bagajului. Tot așa, foarte finuțe. Astea mi se par foarte delicate, în culorile alea frumoase. Și mai aveau încă un model cu piatră albastră, dar metalul era argintiu. Și zic, nu, dacă nu trebuie și nu-mi place așa mult de simt că leșin la argintiu, parcă totuși nu m-aș băga. Și uite, un inel argintiu, care mi-a plăcut foarte mult și care a costat foarte puțin, este ăsta. Ăsta l-am cumpărat de la Villa Catarina, dacă vă amintiți voi, că am filmat. Villa Catarina fiind aceea din Brașov, unde sunt decorurile alea vintage, superbe și am avut un mic dejun minunat și unde fusesem undeva prin iarnă. Ei undeva la parter au și un magazin de bijuterii, de bijuterii de tip gablonț, cu prețuri foarte ok. Ăsta a fost, nu știu, 30 de lei ceva, deci până în 50 de lei oricum. Dacă îl vedeți voi, a rezistat foarte bine, deci n-are niciun fel de defect, n-a oxidat, n-a coclet, nu, e încă impecabil. Și apoi, tot, uite să vi-l arăt pe ăsta, tot în comanda pe care am dat-o cu astea de la Swarovski, l-am găsit la reduceri și pe ăsta de aici, care este o superbitate, cred că tot așa merge. Este o superbitate de inel și l-am găsit în măsura mea, având un fel de, nu știu cum să zic, sunt ca niște ațe împletite. E format din mai multe fâșii care se întrepătrund între ele, cu niște pietricele mov, extrem de frumoase, strălucesc superb, 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 îmi place foarte, foarte mult, tot așa cu auriu sau, mă rog, mai degrabă rose gold. Avea mama cândva, când eram eu copil, avea ea un inel care încă mă bântuie, nu mai există de mult inelul ăla, dar era ceva deosebit. Era un inel cu o piatră mov alungită, ca un fel de romb, cu aur, și nu știu ce a pățit, unde s-a dus, cum a dispărut, dar când văd culoarea pietrelor răstora, mi-amintește foarte mult de inelul ăla al maică-mii. Ăla era cu o piatră prețioasă, cred că era metis sau ceva. Nu mai este. Dar ăsta, să zicem că e ceva asemănător, e undeva în zona aia și îmi place foarte, foarte mult. Mi s-a părut superb de când l-am văzut pe site. M-am bucurat tare când am văzut că l-au și în mărimea mea, pentru că inelele sunt pe dimensiuni, iar în cazul meu e jale. Întotdeauna, că sunt multe chestii care îmi plac și pe care nu reușesc să le iau. Apoi, un inel care iarăși mi este foarte drag, a fost cadou de Crăciun de la Individ anul trecut. Eram noi prin mall, nu mai știu ce căutam pe acolo și am intrat undeva în Splendor, parcă, sau un B&B, unul din astea, unde aveau bijuterii Thomas Sabo, care tot așa au niște modele foarte frumoase pe stil Swarovski, și unde am văzut inelul ăsta, care este cu o piatră verde, posibil să-l știți și pe el. E un inel destul de simplu, nu așa de complex, nu așa de alambicat, n-are un model mega wow, dar sunt niște culori foarte frumoase, iar piatra aia verde mi se pare chiar deosebită, tot așa cu auriu, din metal comun, într-adevăr, dar este ceva special, pentru că, na, este un cadou de la el și mi-a plăcut mie foarte, foarte mult culoarea și combinația asta așa cu verde și cu auriu ăla și cu pietrele, dacă vedeți, mai sunt unele roz pe lângă, mi se par minunate. Și cred că e un inel clasic, care merge an și an. Uite, un inel care nu este clasic, dar care îmi place foarte mult, îl reprezintă țăcăneala asta, dacă vă amintiți, de la Zara la Nuop, ăsta a fost la set cu un ananas, dintr-un metal comun și el, deci nu valorează absolut nimic și este tot un inel de cocktail, dar e unul mult mai casual, așa, adică nu e chiar pe eleganță cum e ăla albastru. E, ăsta, iarăși, eu îl văd ca fiind un inel pentru vară, deci nu l-aș purta pe ăsta toamna sau iarna nici bătută, dar care îmi vine, uite așa, deci este Dita Ineloiu, țâc, e o bijuterie de efect acolo, știi, o chestie puțin atipică. Și în același pachet, pentru că au venit cumva legate de un carton, îmi este rând. Anotate bucurii, se știe, mulțumesc. În același carton a fost și ăsta. Deci veniseră la set ananasul și lămâia, sau mă rog, lime-ul, după cum vrea fiecare. E, evident că eu l-am luat în cea mai mică mărime posibilă, dar îmi sunt mari, iar pentru ăsta, ceea ce fac, uite-l cum cade, îl vedeți? Deci nu stă sub nicio formă. Pentru ăsta, ceea ce fac, nu știu dacă ați observat voi, uitându-vă așa, poate prin clipul trecut, când așezam bijuteriile, că am pus acolo și niște modele destul de urâte și de tocite, pe care nu le port de sine stătătoare, fiind vorba despre genul ăsta de inele, de tot așa ca un pont, pe care eu le pun sub inelul care mi este mie prea larg. Știi? Uite așa, îl îndes pe dedesubt, ca să mi-l fixeze
pe cel care mi este prea larg, dar totuși îmi place și în felul ăsta se pot purta, ci aici acum este mult prea mult, deci în niciun caz n-aș purta astea împreună. Dar sunt inele frumoase și mai ales dacă este să vorbim de prețuri din astea, nu mai știu, cred că le-am luat și la reducere, undeva în jur de 30 de lei am dat pe ele, mi se par foarte ok și pentru sume de genul ăsta chiar nu văd de ce n-ai investi într-o colecție. Adică accesoriile sunt metoda cea mai ușoară de a-ți împrospăta garderoba fără să cheltuiești mulți bani și aducând un plus de creativitate. Alte piese deosebite din categoria de inele ar fi ăsta, care e un inel clasic, ce mi-a fost oferit de bunica, de bunica și de mama. Ăsta a aparținut maică-mii și când am împlinit acum 30 de ani, mi-au dat, poate vă amintiți că am povestit eu la momentul respectiv, mi-au dat o brățară pe care o port foarte des, apare cam tot timpul la mâna mea și pentru că e de la ele și mi-e foarte dragă, dar și pentru că e potrivită indiferent de outfitul pe care îl port, fiind vorba despre brățara asta. Asta chiar este o brățară din aur, deci e cam singura piesă prețioasă și ar mai fi încă una sau două, dar oricum în minoritate. Deci e vorba despre această brățară care e foarte clasică, cred eu, care se potrivește la orice, care trece peste ani și ani și evident că fiind cadou ăsta n-avea cum să nu-mi placă. Deci eu odată brățara și odată cu ea mi-au dat și inelul ăsta, care da, este un model puțin cel mai clasic, dar e foarte special pentru mine pentru că a aparținut mamei. A aparținut mamei, l-a purtat și bunica, la mine cam toate femeile din familie au bijuterii și care se potrivesc de la mână la mână pentru că toate avem degete din astea încheturi și degete subțiri. Mai am niște inele, uite, toți Swarovski, să vi le arăt, poate că le știți. Este vorba despre astea două de aici, sunt tot așa colecții trecute, luate la reduceri. Ăsta, cred eu că este un model pe care încă îl mai găsiți, pentru că îl tot văd și în variantă de cercei și colier. Eu nu am pasta cu seturile, adică nu simt nevoia să port la gât ce port și pe mâini și în urechi. Dacă e bine, dacă nu, nu. Doar să-mi plac așa foarte, foarte mult. Astfel încât m-am rezumat doar la inel. Inelul vine, uite așa, în felul ăsta, arată pe mâna mea. E tot o piesă din asta statement. Foarte frumos mi se pare, foarte elegant. Uite așa, nu mi se agață nimic. Am avut inițial emoțiile astea cu el pentru că are multe, nu știu, multe despicături, sunt zimți ăștia și prezintă oarește pericol, da? Să știți că n-am avut niciun fel de probleme cu el. Arată tare bine, e de super efect și merge super și în timpul zilei și pentru chestii mai sofisticate. Apoi celălalt, tot Swarovski este și el, uite așa. Ăsta m-a adus un pic cu gândul la ceva monarhie britanică, nu știu, cred că am văzut eu ceva pentru un film și mi-a rămas gândul acolo. Este o piatră roșie, evident neprețioasă, împrejmuită de perluțe cu alb, pe metal auriu, care arată cam în felul ăsta, pe mâna mea. Uite așa. S-ar prezenta, e puțin mai opulent, ăsta e puțin mai evident, e un pic mai masiv. Apoi, revenind un pic la cercei, iarăși ceva de super efect, ce poate ați văzut prin primăvară, că mai povesteam eu la momentul respectiv despre perechea asta de cercei. A fost colecția aia de la H&M, broc cu H&M, când au avut o felul de bijuterii și vă povesteam de Vicky, care era foarte supărată că ea a primit cristalul ăsta într-o formă incorrectă, neregulată, până când i-am explicat că nu, că așa sunt toate, că așa este și al meu. Este vorba despre aceste două bijuterii, care așa sunt ele, deci așa e perechea de cercei. Ia. Să vedem dacă reușim un focus. Deci avem odată cercelul ăsta, care vedeți e foarte frumos, e cu un cristal așa, care pare că ar avea o liană împrejmuindu-l, cu perluța asta care atârnă, iar celălalt este o floricică, un floricel simplu, care se pune în ureche și ar fi, uite așa, deci ar fi odată bucata asta într-o parte și apoi cealaltă în partea, în urechea cealaltă. Sunt bijuterii de efect, cred eu, și ceva diferit de ce am în colecția mea, pentru că n-am nicio altă pereche care să fie una de un fel și una de un fel. Eu, în general, sunt adepta simetriei. Așa încât astea mi s-au părut deosebite și mi-a plăcut foarte mult ideea cu cristalul ăla, chiar dacă inițial Vicky n-a înțeles, dar mie mi s-a părut foarte faină. Și vă mai arăt o pereche de cercei din aceeași cutie, după care trecem la următoarea. Sunt vulpițele astea pe care le-am luat tot în perioada Swarovski, deci anul trecut, cred eu, sau cu doi ani, nu mai rețin exact. Au avut tot așa o colecție din asta cu animăluțe polare și au avut vulpile astea polare care sunt superbe. Mi-ar fi plăcut dacă erau un pic mai mari, pentru că mie îmi plac bijuteriile ceva mai masive, dar chiar și așa sunt foarte finuțe și ce este super interesant la ele este că putem scoate codițele și să le rămână doar căpșorul în ureche. Deci în cazul în care mi se pare mie că e prea mult ce port, pot să rămân doar cu căpșorul. Treaba aia este detașabilă, codița, vulpiței este detașabilă. Și acum să trecem la următoarele cutii, ca să luăm așa câte puțin din fiecare. Următoarea cutie este cea cu compartimente din astea în formă de pătrățel. Vedeți unde intră foarte bine cerceii pe care nu îi pot înfige în delimitatoarele alea din catafea pe care vi le-am arătat în cutia anterioară. Iar ce am aici este o combinație de cercei,
unii noi, unii vechi, am și vintage, am și luați din târgurile de vechituri, am și primiți de la voi. Uite, perechea asta, nu știu dacă vă mai amintiți, a fost și a primită de la Loredana în ultimul clip pe care l-am filmat cu pachete de la voi. Înainte să plec pe Via Transilvanica, am filmat câteva materiale, să am un avans. E, ea mi-a oferit acest șercei, foarte frumos, v-am zis de atunci că mi-au plăcut, care sunt, uite așa, cu franjele din ăsta albastru, un albastru petrol, super, super frumos, cu ceva pietricele și care vin, uite, cam așa arată în părul meu. Sunt superbi, îmi plac foarte mult și ei. Apoi o pereche vintage, printre primele perechi din colecția mea, pe care am cumpărat-o de la un târg de vechituri. Nu mai știu, se țineau târgurile alea cu niște ani în București, de două ori pe an, erau niște târguri din astea de vechituri, ceva mai scumpe, adică nu ca alea de sunt toate amestecate pe jos și cu mici și cu manele, nu, erau niște târguri organizate pe bune, unde am găsit eu, parcă, această pereche de cercei, foarte frumoasă, dintr-un material foarte ușor, cercei cu clips, cred că sunt din anii 80 ceva de genul, cu o piatră albastră, foarte similară aceleia pe care v-am arătat-o cu tarotul, colecția tarot a celor de la Swarovski. E, cercei ăștia, îi știți poate că i-am tot purtat și apar și ei pentru o mulțime de videouri și poze și sunt destul de iubit, vin cam așa în urechea mea. În general, prefer acei cercei care sunt cu metal, cu șurub, deci nu clips, pentru că după câteva ore încep să mă doară urechile, dar ăștia sunt destul de confortabili și dacă este să-i port câteva ore, sunt destul de confortabili. Arată frumos, niște cercei de efect și îmi plac tare, tare mult și s-au menținut binișor. N-a oxidat, nu s-a coclit materialul, arată destul de bine. Apoi, o pereche de cercei pe care i-am cumpărat de la Mini Brie, tot așa în jur de vreo 20 de lei, și să vedeți din nou cu motive celeste, ar fi ăștia de aici. Am pentru o ureche luna, iar pentru cealaltă soarele. Sunt cu model albastru, niște pietre și albastre, complet neprețioase, pe fundal auriu. O altă pereche vintage, pe care cred că am luat-o de la Vintage Bazaar sau Vintage Lady, ceva acum niște ani, oricum, tot cu clips, ăștia devin puțin dureroși, dar sunt printre bat câmpii. Sunt vintage, dar nu sunt de la niciun vintage lady. I-am cumpărat din state pe ăștia, intrasem într-un second hand și am văzut și sunt cercei 80-iști minunați. Gata, mi-am amintit. Deci, sunt doi, este și celălalt pe undeva pe lângă. Este vorba despre perechea asta, tot așa cu steluțe, cu motive celeste, extraordinar de frumoși. Nu sunt semnați, n-au niciun brand pe ei, nimic, dar să știți că așa de bine s-a ținut auriul ăsta pe ei, doamne, deci de câți ani i-am și sunt impecabil, impecabil. Cred că i-am luat în 2017. Dacă mi-amintesc bine, i-am tot purtat, sunt printre preferații mei, deci dintre perechile de cercei care îmi sunt cele mai dragi ar fi ăștia. Sunt extraordinar de frumoși. Uite să-mi ziceți în comentarii ce perechi recunoașteți dintre cei care sunteți de ceva vreme cu mine, să-mi ziceți ce perechi recunoașteți sau ce vă place mai mult dintre cele pe care le-ați văzut de-a lungul anilor. Deci sunt extraordinari și mă bucur mult de tot că nu i-am lăsat acolo, că au fost puțin scumpișori, mai ales pentru un second hand, dar având în vedere cât i-am purtat, clar nu puteam să-i las. Perechea cea mai proaspătă din toată colecția mea, pe care v-am arătat-o în haul italian, odată ce v-am întors din Italia, am făcut acel haul în care vă arătam ce am luat de acolo. Cea mai proaspătă pereche este cea cu lămâile, care v-am arătat-o, v-am povestit, am detaliat-o, ce s-a întâmplat cu magazinul și am luat odată cu ei caracatițele. Sunt de la acel brand, cum îi ziceam, iar am uitat, ăla din Arețu, magazinul din Arețu, Maria ceva, nu mai știu, uitați-vă dacă vreți la vlogul ăla că aveți acolo toate detaliile. Sunt minunați ăștia și v-am povestit că Vicky este cea care m-a corupt și mulțumim foarte deosebit că ne-ar fi părut rău dacă noi luam. Da, uitați-vă la ei, deci ăștia urlă Italia, urlă vară și așa cum vă ziceam la începutul clipului că poate aveți o brățară cu scoici care semnifică pentru voi nu știu care călătorie, e, așa pentru mine ăștia reprezintă Arezzo și Italia și concediul pe care l-am avut anul ăsta. Tot acum, nu insist, am luat caracatițoi, vi arăt aici doar așa ca idee de colecție, care și ei îmi sunt foarte, foarte dragi de la același magazin și sunt unii dintre cei mai speciali și mai ciudați cercei din câți am eu în toată colecția mea. Apoi, uite, încă o pereche Swarovski foarte interesantă, tot din colecția cu tarot, ar fi asta. Perechea asta de aici este o pereche cu clips care, da, devine dureroasă după un anumit punct în ureche, dar sunt extraordinar de frumoși, au ținut și foarte, foarte bine, tot la reduceri, i-am luat. A venit rumbul grasul care a simțit că e vorba de ceva gablonțuri. Bunia, grasule, fashionistule. Uite așa arată în urechea mea cu inimioara asta și cu o piatră roșie acolo. Super de efect. Și ei sunt undeva ca dimensiune medie, roșul ăla se potrivește foarte bine cu culoarea părului meu, pietricica aia albastră de acolo ochiul se potrivește foarte bine cu culoarea ochilor mei, deci se completează foarte bine și pe metalul ăsta auriu sunt minunați, minunați pentru seară, pentru zi, arată super bine și ei. Apoi, alte bijuterii, ce aș putea să vă mai arăt să fie ceva așa special. Ăștia sunt o pereche vintage pe care
Cred că ăștia sunt de la vreun vintage bazar sau vintage lady, nu mai rețin exact. Sunt cercei cu motive solare. Deci ăsta cred eu că ar fi un soare aici, care mi-amintesc foarte, foarte mult de Lacroix, de Christian Lacroix, care era un designer super popular prin anii 80, prin anii 90, cu niște modele foarte colorate, alambicate, niște chestii superbe. Între timp, din ce știu eu, face parfumuri, parcă s-a cam lăsat de partea asta cu moda, dar în vremea respectivă făcea bijuterii. Și haine și accesorii și așa mai departe. Ăștia nu sunt la Croa, dar mi-amintesc foarte mult de stilul ăla. Și sunt sigură că i-ați mai văzut și pe ei, pentru că tot apar. Cercei de genul ăsta, clipsul, să știți, este reprezentativ pentru anii 80, pentru anii 90, atunci se purtau într-o veselie. S-a mai dus auriu, ne, nu s-au păstrat foarte bine. Uite, dacă reușesc să vă arăt acolo, vedeți că s-a mai dus, dar nu se vede decât dacă te uiți de aproape. Altfel ei sunt de efect și mie îmi plac detaliile de genul ăsta, v-am mai zis, patina timpului e una care mă coafează destul de plăcut în general. Apoi ar mai fi genul ăsta de perechi, care sunt luate din H&M cu, nici nu știu, 20 de lei, ceva de genul, foarte fain și ei. Perechea asta de care mă întrebați tot timpul, am primit atât de multe întrebări de perechea asta de cercei și H&M sunt, să știți, am cumpărat, cred, vara asta sau primăvara asta, simpli, sunt niște cercei rotunzi cu floricele albe, cumva legate așa cu o sârmuliță. Mai departe, o pereche foarte frumoasă care mi-amintește de Crăciun sunt cei pe care i-am primit de la Larisa din Los Angeles, cea care mi-a trimis și perechea de pantofi Charlotte Olympia. Am făcut eu un unboxing, dacă vă amintiți, atunci când desfăceam pachetele de la voi, într-unul dintre pachete erau niște lucruri trimise de ea, pentru care îi super mulțumesc încă o dată. Și mi-a trimis la vremea respectivă și perechea asta de cercei, care este de la Bubble Bar, dacă mi-amintesc bine brandul. Uite așa, auriu cu un fel de globulețe pe acolo, dacă vedeți, sunt roșii, albastre, verzi, toate culorile posibile și sunt super simpatici în ureche, doar că sunt mai degrabă pentru Crăciun. Depinde acum fiecare cum îi vede, însă eu îi consider mai degrabă pentru Crăciun. Uite, cam așa se așează în urechea mea. Foarte simpatici. Instalații de pom. Nu știu, mă duc acolo cu gândul. Așa că veni vorba despre subiectul ăsta. Vreau să vă zic că în ultima lună, ultimele două luni, cam așa, am început să primesc comentarii intense și dese și frecvente despre Vlogmas, că ați început să reluați seria de Vlogmas și că abia aștepta să vină Crăciunul și să mă întrebați dacă fac Vlogmas anul ăsta și mă ia așa un pic cu palpitații pentru că știu ce presupune perioada aia, dar totuși simt și entuziasm. Și mai ales când văd că vă uitați la ele, deci îmi comentați la clipuri postate pe 13 decembrie, 21 decembrie, 2 decembrie și așa mai departe. Și mi se pare așa, pe vremea aia ningea și acum, uite, e, mă rog, baie toamnă, baie vară, e foarte ningeoasă vremea în București. Deci da, o să vedem și cu vlogmasul. Ultima casetă este cea cu brățări, uite așa, brățări care nu merg ele prinse pe acest suport vertical, care e și el util, dar pentru astea care au închizătoare, prefer să le așez așa. M-a întrebat cineva, nu mai țin minte, parcă Ana Maria, Claudia, dacă mi-amintesc bine, e o doamnă foarte drăguță care a fost la un show My Closet al meu acum niște ani și care se uită tot timpul și îmi lasă niște comentarii super frumoase și se uită și ea, se uită și soțul și e tot timpul la curent, deci te pup, Claudia, dacă te uiți acum. Mă întreba în daily vlog-ul anterior, când v-am arătat așa pe scurt ce și cum, ce e cu brățara asta, de ce nu știe ce se întâmplă, care-i treaba cu ea. Brățara asta, cred că am cumpărat-o tot de pe OLX, ceva de genul. Este tot o brățară Escada, tot din aia vintage, care însă este ușor dificil de purtat pentru că face foarte mult zgomot și nu e foarte practică. Vă arăt imediat. Ar veni la mână, cam, nu prea reușesc eu să o prind că sunt ușor stângace, dar uite, cam așa ar veni la mână și sunt toate zângănelile astea. Na, în momentul în care vreau să fiu practică și să nu deranjez toată scara de bloc, nu o port, dar au mai fost situații când s-a potrivit destul de bine. Este un metal complet neprețios, bucata asta de roz cred că e pur și simplu plastic sau oricum este ceva vopsit, nu e grea, nu e ceva masiv, dar este, cred eu, o piesă de efect. Îmi place așa cum e, numai că trebuie să-i găsesc contextul potrivit. O altă brățară deosebită este cea pe care cred că am luat-o din Praga, asta de aici, dacă vă amintiți voi, sigur apare ea prin vlogul ăla de călătorie, fusesem cu derma acolo. Cred că este exact acel vlog când a fost și Ioana 114 și mersese cu mine prin magazine pe acolo. Găsisem tot atunci brățara asta, care este una deosebită, cred eu, și care aparține perioadei anilor 40, cu niște pietre foarte frumoase, deloc prețioase, nimic valoros pe vremea aia, nici nu putea fi vorba despre așa ceva, dintr-un metal care nu valorează absolut nimic, dar care cântărește mult prin vechimea ei. Deci, cum am zis, nu este o piesă pe care să scoți niște sume fabuloase, e doar specială pentru mine că reprezintă ceva, marchează momentul ăla. Apoi, tot aici, uite brățara asta pe care o port eu foarte, foarte des. Este o brățară pe care am luat-o din state, de la
de vechituri, care ar imita ea niște diamante. Nu e cazul, e o piesă cu niște cristale, mult spus, niște pietre banale, comune. Cred eu că a aparținut perioadei anilor 50. Uite așa, încerc să o prind la încheietură. Este ușor bombată, dacă puteți observa voi. Vedeți? Uite așa, cu pietre din astea albe pe toată suprafața ei. Nu i-a căzut deloc, niciuna, până acum. Se așează foarte frumos pe încheietură și pe asta o port cel mai des când am rochii sofisticate, trene și alte nebunii din astea, ceea ce nu prea a mai fost cazul în ultima vreme. Dar gândiți-vă cât de frumos ar arăta o bijuterie din asta prețioasă, purtată cu un tricou care n-are nicio treabă. Deci un tricou de la simplu, gri jigărit, cu genul ăsta de bijuterie. Cred că e un mix destul de interesant, așa cum e pielea cu dantela sau, nu știu, combinațiile astea neașteptate. Iarăși una pe care o port eu destul de des, tot una vintage, tot de la târg de vechituri, tot din state luată. Uite așa, este asta cu auriu și cu verde. Nici ea nu valorează absolut nimic, dar mi-a plăcut foarte mult combinația cromatică, verdele la așa cu auriu. Mie mi se pare deosebit și m-ar fi ajutat și la ea dacă aș fi putut să-i mai scot câteva zale, dar am preferat să o las întreagă, chiar dacă mi-este un pic mare pe încheietură. Am preferat să o las așa ca să nu o afectez în vreo formă sau alta. Este minunată, îmi place foarte, foarte mult și o port destul de des și pe ea. Restul de brățări, uite să vă mai arăt aici, să vă arăt câte ceva și de pe suportul ăsta, ceva deosebit, trecând de cea pe care o am de la bunica, cea de aici, care nu încape pe suport pentru că este prea micuță pentru el. Am aici două brățări care sunt identice, uite, astea două, care fac parte din colecția Ana de la Russo cu H&M, despre care vă ziceam. Uite așa, încercăm să le scoatem. Sunt brățări de tip cătușă, care se purtau foarte mult undeva prin anii 2010, 11, 12, cam atunci a fost nebunia cu ele, care vin cam așa, tot din metal neprețios, chiar coclește așa pe alocuri, luate tot de pe vestiar colectiv, dar sunt de maxim efect și dacă spui două brățări din astea, una la o mână, una la o mână, cu un tricou simplu sau ceva care n-are nicio treabă, adică juxtapuneri din astea super interesante, se creează un efect foarte cool și ceva super original și îmi plac, uite, pe stilul ăsta așa mi se pare că arată super, super bine. Acum, alte coliere pe care aș vrea să vi le arăt, că nu prea am insistat pe capitolul coliere. Am luat aici pe picioare o chestie cu niște coliere care nu sunt vintage în nicio formă, dar pe care le țin pe genul ăsta de suporturi. Din astea, ca un bust așa, găsiți chiar și la Jumbo, Jumbo. Ăsta este un colier de la Zara pe care l-am luat eu într-o vreme. Sau l-am primit? Nu mai știu dacă mi l-am cumpărat sau mi l-a luat individul. Totuși, parcă el mi l-a luat. Era o vreme în Zara când erau la putere colierele alea statement, se purtau super mult. A fost și perioada acelui colier care mi-a fost furat, dacă vă amintiți încă am sechele acolo. Și atunci apăreau tot felul de coliere din astea statement. În vremea respectivă a apărut și ăsta de la gâtul meu, care merge purtat în mai multe combinații. Mie de regulă nu-mi place să port floarea asta centrală așa, ci cumva, uite, cumva ținut în lateral. Este foarte frumos, nu i-a căzut o pietricică de când îl am și țineți cont că e Zara, deci nu e super calitate, cu tot felul de culori frumoase, cu roz, cu verde, cu pietre din astea albe, deci e o minunăție, zici că cine știe ce diamante am la gât, când de fapt este un colier cât se poate de simplu și banal. E destul de masiv și ăsta la fel arată foarte bine purtat peste ceva complet nepretențios. Apoi, din același registru, da, pe ăsta mi l-am luat eu sigur, de la Zara, uite așa, tot un colier statement și ăsta apare într-o mulțime de videouri ale mele și prin poze, l-am tot purtat, că este iarăși un colier foarte fain, tot așa masiv, greboi din metal, dar care se așează super bine. Și aici mai am încă unul, una dintre piesele de rezistență din colecția mea, pe care însă nu le port atât de des pe cât mi-aș dori. Ăsta este un colier pe care l-am găsit într-un magazin no name, ceva, nici nu mai știu ce era, o debara practic, în New York. Mă plimbam pe acolo și știu că mi-a atras atenția în vitrină. Și am intrat, l-am văzut, mi-a plăcut ce rămâne de făcut și l-am cumpărat. Este un colier guler, e o chestie foarte masivă, ceva statement, pe care îl port doar atunci când am bluze sau topuri cu umeri goi. Deci clar nu merge în combinația asta, dacă să vă faceți o idee, știi? Dacă îl pun, uite așa, și am o bluză din aia cu umeri goi sau care se termină aici, pe tip bustieră, arată extraordinar de frumos și e clar de mega, mega efect. E efectiv perlă, cu sută, vede, neprețioasă. Tic, 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 știi? Și se prinde așa la spate și arată foarte, foarte bine. L-ați mai văzut voi, poate, prin clipuri, prin alea vechi, dacă v-ați mai uitat, pentru că în ultimii ani știm cu toții că nu prea au mai fost evenimente la care să pot purta așa ceva, dar e una dintre piesele de colecție și
una dintre cele la care n-aș renunța niciodată, chiar dacă nu le mai port vreodată, dar așa ceva nu mi-a fost dat să mai întâlnesc până ieri și chiar dacă nu valorează el nimic, nu e absolut nimic prețios, mie mi se pare super, super frumos. E chiar ceva deosebit. Și apoi, având suportul ăsta aici, să vă arăt și de pe el câte ceva, suportul ăsta cu lănțișoare ceva mai micuțe, mai finuțe, mai discrete, nu chiar de tai guleroiul, ăsta de aici, luat-o de la cufăr de acolo, ar conține mai multe piese. Avem o dată treaba asta, tarotul, vi l-am arătat deja. Colierul ăsta, gândacul de aici, cu ropișnița asta sau nu știu ce ar trebui să fie, care este soră sau frățior cu lănțișorul ăsta, pe care le-am luat împreună anul trecut prin toamnă de la Uterche. Dacă vă amintiți, vă mai povesteam eu de magazinul ăsta, e tot partea grupului Inditex, deci tot frate, soră cu Zara, numai că e puțin tel mai scump și calitatea e puțin tel mai bună. Și găsisem eu astea cu gândaci, știți că eu cu gândaci îmi plac foarte mult pe broșe, pe sacouri prinse, nu știu, pe paltoane și așa mai departe. Și când am văzut pe astea, cam cu mama, gândaci, mi s-au părut minunate. Le-am tot purtat, poate le-ați văzut, ăsta având însă un mecanism foarte interesant. Deci, el ar arăta cam așa, da? În mâna mea. Are lanțul ajustabil, deci dacă vreau să-l port mai lung, dacă vreau să-l port mai scurt, treaba mea, dar ce pot face, să vă arăt, opa, pot să-l port și ca brățară, după cum am eu chef. Deci el e, uite, așa, cu alea care atârnă și îi fac treaba asta, bun, și vine, uite, așa, vedeți? Acum îmi trebuie ceva, fie ceva cu un decolteu mai adânc, ca să-l pun în valoare, fie ceva care e până pe aici, știi, ca să vină pe deasupra. Dar ca idee sunt, uite așa, doi gândaci, unul mai scurt, unul mai lung, care atârnă. Și dacă este să-i vedeți și de aproape, cam în felul ăsta sunt, cu pietricele frumușei, nu știu cât de bine reușiți voi să-i vedeți, dar în felul ăsta ar arăta. E ceva deosebit, adică n-am mai văzut și, în general, când văd bijuterii care mi se par mie așa unice sau modele mai puțin comune, sunt atrasă. Un alt model deosebit, cred eu, cu toate că e unul destul de simplu, care cred că v-a plăcut și vouă foarte mult, ăsta este din Splendor. Nu mai știu să vă zic ce brand e, că nu are o etichetă ceva anume, s-a și făcut destul de urât, adică a oxidat metalul ăla urâțel. Fiind vorba despre un colier care merge purtat în multe feluri, adică, vedeți, deci el nu are închizătoare, e o chestie pur și simplu așa lungă, pe care pot fie să o fac, uite așa, deci dacă vreau să o fac brățară, știi, și să-i leg chestiile astea, pot să fac asta, sau dacă vreau să mi-l prind la gât în mai multe combinații. Preferata mea este una pe care poate ați mai văzut-o, în care îmi place, uite așa, știi, deci l-am învârtit odată în jurul gâtului și apoi sunt bucățile astea care mi-atârnă, pur și simplu, vedeți? Sau pot să fac, dacă vreau, uite așa, pot să fac asta. Deci îmi prezintă multe posibilități, știi, de purtare. Sau, dacă vreau, pot să-l port pur și simplu, uite așa, știi, atârnat pe o parte și pe cealaltă. Depinde de creativitatea fiecăruia. Modelul ăsta nu știu dacă mai există, că l-am eu de vreo 2 ani de la Splendor, dar sunt sigură că sunt modele similare, că am mai văzut unele și mi-ar plăcea dacă aș găsi ceva așa, dar într-un metal prețios care să nu mai oxideze sau ceva suflat, pentru că ăsta s-a făcut urât. Deci urât, urât de tot, nu mai este ce trebuie. Din fericire nu se vede foarte bine, dar știu eu și îmi săpă creier, știind că nu arată exact așa cum mi-aș dori. Apoi, alte treburi interesante. Aici, în partea asta, sunt niște coliere vintage, sunt niște medalioane pe care le-am strâns eu de-a lungul anilor din târgurile de vechituri sau de pe OLX. Nu sunt scumpe și ele la fel, complet nevaloroase. Ăsta fiind un pandantiv din porțelan, ia să încerc să vă pun un focus acolo, fiind un pandantiv din porțelan pictat cu ceva niște floricele. Apoi, este ăsta de aici, care la fel e tot cu model floral și ăsta tot așa, cu lănțișor auriu, care vin undeva cam până pe la, nu știu, undeva până în zona bustului sau chiar de desubtul bustului, cam pe acolo se opresc în cazul meu. Și sunt medalioane de tip vintage, care arată și ele foarte bine, purtate pe ceva simplu sau niște bluze din astea așa, cu un efect puțin mai vechi, dacă e să mă exprim astfel. Sunt de efect și îmi plac foarte mult. Ar mai fi, uite, încă o chestie deosebită de la Swarovski, din aceeași colecție tarot, cu toate că nu e tarotul neapărat aici, avem lănțișorul ăsta cu o mânuță pe care eu chiar mi-aș dori să o vedeți. Uite așa, vedeți cum atârnă mâna aia? Este tot așa ajustabil, pentru că are acele biluțe care permit ajustarea și are un fel de perle și o pietricică, nu știu exact. Și ultima piesă pe care vreau să vă arăt de aici este colierul meu cu numele.
pe care l-am luat tot așa, tot din Splendor, l-am luat, eram în magazin într-o vreme și mă uitam după cu totul altceva și mi-a atras asta atenția în vitrină. Deci ăsta chiar este aur-aur, cu numele meu, scrie acolo Andreea, aș vrea să-l vedeți. Uite așa, l-am purtat o bună perioadă la gât, numai că eu le port prin rotație, adică mai trece niște timp, mă plictisesc de ele, le schimb, dar le am în continuare acolo. Era un magazin în vremea respectivă, mă uitam pe altceva și mi-a atras asta atenția în vitrină. Și atunci mi-am amintit brusc de colierul lui Carrie din Sex and the City. Când purta ea, exact același tip de colier, numai că acolo scria Carrie. Și pentru mine serialul ăsta e, nu știu dacă de suflet, dar e ceva special. Și mi-am dorit să am și eu ceva similar, cum avea Carrie. Și mi-am zis atunci, bă, ăsta e un semn, uite că l-au cu Andreea, e gata, făcut, îl vreau. Îl vreau și mi l-am cumpărat la momentul respectiv. Și l-am în continuare, se ține destul de bine, arată minunat. Mă duc acum să iau broșele despre care vă spuneam și după aia încheiem, ca totuși să nu ne lungim 5.000 de ani și să-mi ziceți dacă vreți și partea a doua. Am adus cutia cu ligioane. Din păcate, pentru ele n-am găsit încă un sistem suficient de deștept, adică n-am o cutie din asta care să mi le țină cum trebuie. Da, încerc să vi le arăt așa. Am zis că trebuie să includ neapărat și câteva broșe, pentru că eu am foarte multe, numai că nu prea le-am purtat în perioada verii, pentru că e foarte cald și m-am ținut departe de ce înseamnă bijuterii masive, în principiu mi-am purtat mai mult din astea discrete, dar le vine vremea acum și abia aștept. Și sunt câteva aici pe care cu siguranță le știți și nu vă vor fi străine deloc, dar care mie îmi sunt foarte dragi, sunt piesele mele poate cele mai speciale dintre toate. Ar fi odată crocobaurul ăsta, pe care l-am luat odată cu brățara roz, cu roz, pe care v-am arătat-o, cea din Praga, de când am fost cu Ioana. Tot așa, eram într-un magazin din ăsta de antichități și poate vă amintiți că povesteam eu atunci când v-am relatat istoria că văzusem în vitrină cel mai frumos colier din câte am văzut în viața mea și m-am apropiat de el și am vrut să-l cumpăr, dar era la un preț foarte prohibitiv pentru mine și n-am putut. Dar în aceeași vitrină văzusem și broșa asta, care a fost mult mai ieftină și care este una dintre cele mai speciale din câte am. Este o șopârlă de prin anii 50, care vine extraordinar de frumos, mă rog, nu în combinația asta, neapărat, dar cu un pulover de cașmir, ceva negru sau purtat pe gulerul unei haine, este de mega efect și îmi plac broșele astea masive, nu sunt adeptă a bijuteriilor micuțe, după cum știți. Apoi, una dintre cele mai speciale piese, broșa asta cu păun, care știu că vă place și vouă foarte mult, mi-ați semnalat-o de multe ori și am fost întrebat în repetate rânduri de unde e. Târ de vechituri din state, una dintre cele mai scumpe din câte am luat, dar pe care cred că aș fi regretat-o toată viața pentru că este extraordinar de frumoasă. Apoi, o altă piesă care mi este super dragă, pe care am căutat-o mult, 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 pentru că îmi doream într-o vreme bijuterii cu gândaci și nu găseam deloc ceea ce îmi doream. Nu voiam din ăia micuți, nu, voiam un ditai gândăcioiu. Și eram pe eBay, parcă sau pe Etsy și am găsit asta la cineva din state, mi-au adus-o prietenii, da, știți povestea. Este gândacul meu preferat, cred, pentru care păpunțul are ditai fundul, format dintr-o perlă. Vedeți cât aperloiu și are aripioarele astea care... Le vedeți cum se mișcă? Cu ochișorii ăia albaștri, cu niște pietre albastre și cu fundal auriu. Cam așa ar arăta. Este senzațională pe reverul unei jachete sau pe un pulover cu guler înalt. E vis, 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 vis. Și multă lume mi-o admiră. Să știți că, în general, bijuteriile și broșele sunt foarte bune subiecte de conversație. Adică, în cazul în care te aflui într-un mediu din ăsta unde nu cunoști pe nimeni și vrei să începi o conversație, un foarte bun reper îl reprezintă bijuteriile. Mie de multe ori mi s-a întâmplat să vină la mine doamne să-mi zică, uite ce broșă interesantă. Și uite, chiar zilele trecute vorbeam cu cineva care avea o fustă foarte frumoasă și nu cunoșteam persoana în cauză, dar m-am dus la ea și am zis, aveți o fustă extraordinar de frumoasă. Și am pornit o conversație, mi-a povestit ce și cum, de unde e și așa mai departe. Deci sunt niște puncte de pornire interesante. Asta este tot o broșă din state, pe care cu siguranță o știți, așa cu o fundă, cu niște pietre deosebite. Asta la fel, și ea complet nevaloroasă, dar e una dintre cele mai dragi mie, are și piatra aia verde acolo, smaraldul, apoi păiangănul și ăsta tot așa, apare pe multe paltoane ale mele. O piesă masivă și mai sunt foarte multe broșe pe care le am undeva pe sacoul la turcoaz. Știți voi că am eu un sacou undeva în balcon. Dacă veți vrea voi partea a doua, îmi spuneți și facem acolo strong pe broșe. Intrăm și cu restul colierelor și cu brățările și cu ce a mai rămas. Dar pentru moment am zis ca să nu lungesc mai mult decât o fac de obicei. Să vă arăt dintre piesele care îmi sunt cele mai dragi, cele mai speciale, cele mai deosebite, cele care poate au o poveste sau pe care le simt eu mai aproape de corazonul meu în momentul de față. Așa cum am zis, aștept să-mi spuneți în comentarii dacă v-a plăcut, ce piesă v-a plăcut mai mult, dacă vreți să fac și partea a doua și dacă vreți și colecția de rochiți actualizată sau, mă rog, să facem ceva așa, niște prospături, să vedem ce mai avem. Știu că e toamnă, se simte bine de tot aici în București și că vreți conținut content cât mai mult tomnatic și bine, bineînțeles, vin și treburile tomnatice, poate va veni și vlogmasul, o să vedem la momentul respectiv.
dar pentru moment eu cred că bijuteriile leagă foarte bine treaba asta, pentru că trecând căldurile alea crunte ne permitem să purtăm mai multe chestii pe noi și toamna este anotimpul perfect pentru tot ce înseamnă accesorizare. Așa că fetelor, băieților, umpleți-vă de bijuterii, oricum voi străluciți, clar, dar dacă vreți să adăugați și ceva în plus, o bijuterie poate fi ceea ce aveți nevoie. Mulțumesc tare, tare mult că v-ați uitat, sper că v-a plăcut, iar noi ne vedem joi, probabil cu Daily Vlog. Pupicios multos!